guys, pentru că mi-ați tot cerut de-a lungul timpului să fac rutina mea de dimineață, iată că astăzi vă fac pe plac și am să vă arăt în detaliu tot ce fac în fiecare dimineață. Mă trezesc foarte devreme, pe la 5:30 dimineața, când soarele abia răsare și mi intră câteva raze binevenite în ochi. Beau un pahar cu apă, am citit undeva că este foarte benefic pentru organism să bei un pahar cu apă pe stomacul gol, iar apoi mă ridic din pat și mă duc la toaletă, acolo unde fac mai multe, printre care mă spăl pe dinți, un lucru foarte important de altfel, mă spăl pe față, de asemenea important, mai ales dacă obișnuiești să folosești make-up în fiecare zi, pentru că, ce credeți, produsele pe care le folosim pot provoca afecțiuni suplimentare ale pielii și cu siguranță nu ne dorim asta. Și apoi mă îmbrac lejer și ies să alerg cam o oră. Iar după ce mă întorc, mănânc un mic dejun sănătos și... Mă trezesc pe la 7 în fiecare zi, chiar 8 dacă dau snooze de mai multe ori la alarmă. Mă ridic din pat și mă duc direct spre baie, acolo unde, știți voi, fac mai multe chestii. Gen, mă spăl pe dinți, mă spăl pe față, îmi fac și masaj facial că am aparat din ăla super șmecher care se ocupă de asta. Apoi fac câteva exerciții de înfiorare. Am citit eu undeva că persoanele care fac asta dimineața sunt mai puțin predispuse la depresie. Deci... it's a musai. Bine, nu fac multe, fac și eu așa, câteva, cât să nu zică nimeni nimic. Apoi mă îmbrac frumos cu hainele de duminică, mă machiez, bineînțeles că nu vrem să speriem pe nimeni, și apoi merg în bucătărie să beau o gură de fresh de portocale. Ca să fiu fresh toată ziua. V-ați prins? Ok, recunosc, nici măcar așa nu fac. De fapt, mă trezesc pe la 9-10, stau cam vreo 2 ore pe rețelele de socializare până verific toate notificările, mesajele, mail-urile, comentariile, postările și clipurile. Apoi mă duc la baie, mă spăl pe dinți, de pe toaletă, că mi-e prea lene să stau în picioare. Apoi îmi curăț fața din nou stând jos. De data asta mă așez pe cadă, tot din lene, cred. Și până își termin aparatul programul de curățare, mai am timp să mai stau puțin pe telefon. Pare că sunt dependentă de el, nu? Dar, hey, that's my job, nu? Apoi mă spăl pe față și mă duc rapid să mănânc ceva. Ăla e un tiramisu la cutie. Dar nu e neapărat sănătos, știu, dar aveți idee cât e de gustos? Apoi mă machiez, mă pieptăn, mă aranjez și mă duc să mă îmbrac. După ce mă îmbrac, foarte, foarte drăguț, mă trântesc în canapeaua din living, îmi fac 2-3 poze, hai 10 să zicem, postez pe Instagram, iar apoi reiau activitatea pe care o începusem când m-am trezit. Da. Asta sunt eu. Don't judge me! Iar concluzia acestui clip este că, indiferent de cum aleg să fiu, matinală, super matinală sau chiar leneșă, nu sar niciodată peste spălatul dinților și curățarea feței. Două aspecte foarte importante de care ar trebui să țineți cont chiar și voi, mereu. Știu deja că toată lumea se spală pe dinți, dar sunt curioasă câte dintre fetele care se uită la clipul ăsta își curăță tenul la fel de des cum se spală și pe dinți. Pun pariu că majoritatea dintre voi nu o faceți. Nici eu nu o făceam până acum câțiva ani, când m-am trezit dintr-o dată plină de bubițe, de coșuri, briduri și puncte negre. Abia atunci mi-am dat seama cât de important este să ai grijă de tenul tău. Creați-vă un obicei din asta, fetelor, și încercați să vă curățați tenul atât dimineața cât și seara. Pe mine, de exemplu, mă ajută foarte mult și aparatul ăsta simpatic cu care din când în când mai fac și masaj facial. Ați văzut mai devreme, dar ce nu ați văzut mai devreme este că acest aparat de la Foreo, care se numește Luna 3, poate fi sincronizat cu aplicația Foreo, de unde îți poți regla intensitatea vibrațiilor și îți poți alege tipul de masaj pe care vrei să-l faci. De asemenea, de acolo poți să-l și pornești. Nu e neapărat, pentru că are și un buton aici în spate, deci poți să-l pornești și de aici.
Sunt sigură că ați mai auzit de aparatele de la Foreo și de la alte persoane din online, dar am ținut să vă zic și eu despre ele pentru că, într-adevăr, sunt atât de bune pe cât sunt și de lăudate, fără niciun fel de exagerare. Bun, cam asta a fost și rutina mea de dimineață. Abia aștept să-mi spuneți în comentarii voi la ce oră vă treziți și cât de des vă spălați pe dinți și vă curățați tenul. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe cu clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Eu sunt Cristina Almășan și vă super pupăcesc!